violența fizică, psihologică și emoțională, aceste și alte tipuri de violență au fost discutate la întâlnirea din cadrul Centrului Prietenos Tinerilor Încredere Florești. Conform spuselor directorului centrului, copiii trebuie să știe cum să se apere de violență. S-a vorbit, unii trebuie să ne adresăm, cum trebuie să ne comportăm în caz de violență, chiar și în stradă, chiar și la școală respectiv. Și eu socot că pe parcurs o să mergem cu acești bravi voluntari și în zona rurală, în liceele din raion, ca să școlarizăm și să monitorizăm și să informăm unde trebuie să se adreseze adolescenții noștri din raion. Cea mai actuală problemă e depresia, violența, violența verbală, merg în stradă, chiar și fetiții, chiar și băieței, respectiv și avem psiholog, unde aici primesc o consiliere gratis, accesibilă, prietenoasă și li se recomandă. Mai departe, chiar avem și adolescenți care merg pe urmă și la neurolog, respectiv, și noi luăm tot la o evidență, tot e confidențial la noi, tot e prietenos, e gratis, e accesibil. Voluntarii centrului, elevi ai claselor superioare, au studiat despre această temă și le-au explicat celorlalți despre pericolul violenței. Atunci când informația este transmisă de semenilor, atunci este înțeleasă mai bine. După spusele voluntarilor, importanța acestui training a fost de a schimba comportamentul tinerii generații. În cadrul acestui activități, noi am făcut diverse jocuri interactive, am observat că tinerii într-adevăr cunosc care sunt tipurile de violență și, de fapt, această instruire este una din ciclul de instruiri care l-am propus pe aceste două săptămâni, pentru că de două ori pe săptămână noi vom vorbi în aceste zile despre violență, violența de toate tipurile, și vom face diverse acțiuni team building cu tinerii și cu adolescenții care vor veni la noi în centru. Elevii au participat activ și au exprimat punctul său de vedere și au prezentat interes față de această temă. De asemenea, multă informație a fost nouă pentru ei, însă ei au învățat-o cu succes. Am înțeles că violența nu este o soluție pentru persoane, că ar trebui să decidem conflictele pe cale verbală, dar să nu aplicăm forța. Am învățat că nu trebuie să fii violent și orice problemă poți o rezolvi cu ajutorul calmului și cu ajutorul pumnilor și bătai nu faci nimic. Directorul Centrului Prietenos Tinerilor Încredere Florești, Adela Platon, susține că orice adolescent se poate adresa la ei la centru cu orice problemă cu care se confruntă pentru a primi consiliere gratuite și confidențiale.